Nu neapărat, contează și rezultatul, dar nu este primordial. Pentru noi a contat evoluția, jucătorii care au fost noi pentru echipa națională și care sunt pe acea listă pe care noi îi monitorizăm și au jucat în seara asta, să înțeleagă ce înseamnă pe și pentru ei echipa națională, principiile pe care noi ne bazăm, dar la sfârșit cred că rezultatul, din punctul meu de vedere, este unul care nu este corect. Rezultatul trebuia să fie cu totul și cu totul altul, din punctul meu de vedere, la situațiile pe care le-am avut. Cu Armenia ai fost nemulțumit la finalul meciului de jucători. Spuneai că nu ascultă, nu fac ce le spuneți. Cum a fost întâlnirea aceasta cu jucătorii echipei naționale și ce le-ai spune acum? Cum a fost întâlnirea, din ce punct de vedere? Revederea după meciul cu Armenia și ce le-ai spune acum după o nouă înfrângere cu George? Nu a fost niciun fel de problemă între mine și ei. După înfrângerea asta, chiar n-am ce să le reproșez din punct de vedere al atitudinii, al determinării. Chiar și-au dorit și în momentul în care am rămas în 10 oameni, au înțeles că fiecare trebuie să alerge mai mult pentru a suplini absența jucătorului eliminat. Dar până la urmă mă bucură faptul că am reușit să respectăm ceea ce am antrenat pe faza de atac, am reușit să ne creăm foarte multe situații. Ce mă deranjează este că ne pierdem concentrarea în fața porții. Reușim să aducem mingea de multe ori, să ne creăm situații sau ocazii de a marca, în schimb le ratăm cu seninătate. Există o lipsă de disciplină la națională? Vă întreb pentru că în meciul cu Armenia Pușcaș a luat un cartonaș roșu total gratuit la mijlocul terenului. Acum a urmat acest cartonaș roșu primit de Tănase într-o fază la fel la mijlocul terenului. Sunt doi jucători care vor lipsi în meciul cu Islanda. Și ce înseamnă indisciplină? Lipsă de concentrare atunci? Întrebați-i pe ei. Vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți totuși selecționerul și le transmiteți lucrul ăsta. Păi bun, și credeți că eu le spun să ia cartonaș roșu? Nu, vă întreb. Depinde decizia lor, de inspirația lor. Eu de pe bancă le strig pas, simplu. Adică nu mă duc să-i spun un jucător ia cartonaș roșu. Mă gândeam pentru că vă știu foarte atent la detalii. Și după cartonașul lui Pușcaș, mă gândeam că poate le-ați comunicat jucătorilor să nu mai facă astfel. Întrebați-i să vedeți dacă le-am comunicat sau nu. Asta am văzut și eu. Vorbeați de lucrurile pe partea ofensivă care v-au mulțumit, dar în apărare sunt 10 goluri primite cu niște naționale nu de primă mână din Europa. Vorbesc 3 goluri cu Armenia, 3 goluri cu Belarus, 2 astăzi și 2 cu Macedonia. Ce ne spune acest lucru? Și niciun meci fără gol primit în mandatul dumneavoastră. Cred că v-am spus de când am venit. Dacă pedalați în continuare, e treaba dumneavoastră. Eu v-am spus în momentul în care am venit la echipa națională de tinere, v-am spus în momentul în care am venit la echipa mare. Pentru noi scopul este să marcăm un gol mai mult decât adversarul. Pe mine nu mă interesează în momentul de față să terminăm o partidă de 0-0, care nu ne poate aduce niciun beneficiu. Da, doar da, pentru statistică. Dar am fost atins acest scop, că n-am marcat cu un gol mai mult decât adversarul. Într-adevăr, așa este, dar ne-am creat foarte multe ocazii în seara asta, de asta spun că rezultatul, din punctul meu de vedere, nu este unul corect. Ok, dar continuăm să pierdem, cu echipe mici, minuscule, pe care altădată pur și simplu le spulberăm. Unde mergem? Eu înțeleg principiile, dar te-am mai întrebat și altă dată. Poate că nu avem jucători necesari pentru a juca așa. Și avem din nou aceleași discuții, Marius. Nu înțeleg. Spune-mi, că sunt concluzii sau întrebări de asta, nu înțeleg. Păi sunt întrebări. Unde mergem? Nu, chiar nu putem să schimbăm nimic, pentru că e clar că așa nu merge. Dacă nu merge, atunci schimbați-mă pe mine, e mai simplu. Eu n-am cum să mă schimb. Marius, vorbim de 3 ani de zile de când sunt la Federația Română de Fotbal, vă spun de aceleași principii. Ați fost mulțumit la Naționala de Tineret, acum nu mai sunteți mulțumiți. Eu nu o să mă schimb. Indiferent ceea ce se întâmplă, indiferent de naționalul care vom juca, eu păstrez aceleași principii. S-ar putea peste 3 luni, 1 an, 2, 20 să mă las de antrenat, dar nu schimb principiile. Niciodată. Așa am plecat la drum. V-am spus mereu, nu fac această meserie din punct de vedere financiar, o fac din pasiune, din plăcere. Îmi place să văd jucătorii controlează jocul prin posesie, prin personalitate, prin curaj. Îmi place să văd că fiecare jucător care joacă la echipa națională a României sau la o echipă de club unde eu voi fi antrenor, va îmbunătăți ceva, va învăța ceva mai mult. Astea sunt principiile mele. Îmi pare rău că nu vă mulțumesc. Poate o să termine și perioada asta când o să vină altcineva care o să vă mulțumească. Când o să veniți să spuneți, n-am primit decât 2 goluri, dar totuși am rămas acasă. Vrem să jucăm mai frumos. Și o să ne întoarcem așa din 5 în 5 ani, de fiecare dată cât un antrenor nu este mulțumit. Nu v-am mulțumit pe nimeni. Da, este un progres al jucătorilor.
Dacă vorbeați mai devreme de statistici, știți măcar câte inițieri de la portar avem? Într-o repriză, într-un meci? Că am înțeles că sunt statistici făcute. Că avem nu știu câte goluri, că nu avem... Cred că e mai ușor să vedeți progresul ăsta, cum la fel spuneți că primim goluri și sunt perfect de acord. Înseamnă că îmi place să joc ofensiv, că n-am putut să o fac eu ca jucător, o fac acum ca antrenor. Credeți că spune multe totuși și faptul că Naționala nu mai poate vinde nici măcar 3.000 de bilete la un meci? Asta nu e o situație pe care să o discutați cu mine, e o situație specială, pandemie, sunt niște costuri care nu cred că și le poate permite oricine în perioada asta și clasa socială, în general în România, nu au venituri foarte mari. Te costă câteva sute de lei prezența la meci, dacă vii cu soția, sunt două teste plus costul biletului, sunt câteva sute de lei. Cu siguranță ați urmărit finala Champions League și vreau să vă întreb, pentru că și Guardiola a fost criticat pentru că nu a avut un mijlocaș defensiv pur în fața apărării. Aveți... Și atunci, dacă Guardiola a fost criticat, ce mai întreb eu? Aveți același stil cu Răzvan Marin, care nu este un mijlocaș defensiv neapărat pur. Acolo este mai mult box-to-box, așa a spus și el că îi place să joace. Veți încerca să folosiți un mijlocaș defensiv sau veți merge pe această linie în continuare? Deci să înțeleg că voi încerca să-mi schimbați principiile în momentul de față. Că văd că avem aceleași discuții interminabile. Vă întreb dacă vă gândiți de la meci la meci. Dacă vă gândiți să protejați mai mult defensiva, asta vă întrebam, nu să vă schimb niciun principiu. Dacă. E relativ asta cu dacă, nu știm ce se va întâmpla. Mergem și peste Anglia tot ofensiv? Avem aceleași discuții pentru că în ultimul timp e mereu același deznodământ. Bun, următorul, Marius. Spune și mie, în afară de 2016, de câte ori ne-am calificat? Și până acum ați fost foarte acizi, un joc urât, nu ne calificăm, nu avem rezultate. Acum știți că aveți gol primit în fiecare meci, o medie de 2 goluri. Sunt de acord, nu o neg. Dar dacă nu încercăm să schimbăm ceva, mereu ne vom ascunde în spatele acelui ceva. Că e ofensiv, că e defensiv, trebuie să acceptăm realitatea. Asta e momentul de față. Atât poate antrenorul din fața voastră. De ce nu acceptați lucrul ăsta? Pentru mine e simplu. Crezi că ar putea mă ridic acum de pe scaun, pot să plec, am încheiat discuția, hai să vedem cine vine următorul, la fel va fi luat. Jucătorii n-au nicio vină? În momentul de față, Marius, chiar nu am ce să le reproșez, decât în anumite momente în care am avut situații foarte clare și nu au fost concentrați. Rest, chiar nu am ce să le reproșez în seara asta. În mare majoritate a timpului au respectat ceea ce au avut de făcut. E și o situație destul de dificilă în momentul de față, pentru că sunt la terminarea sezonului. Sunt foarte mulți dintre ei care au jucat foarte multe meciuri, puțin obosiți, nu doar fizic și mental. Și înțeleg pe undeva că, nu știu, probabil colegilor sau prietenilor sau familia ai plecat în vacanță și trebuie să stea în cantonament. De asta spun că din punct de vedere al determinării și ambiției, în seara asta chiar nu am ce să le reproșez. Dacă am făcut-o după meciul cu Armenia, acum chiar nu am ce să le reproșez. Spuneați că ați văzut un progres în această seară. Merită să vă sacrificați, între ghilimele, cariera de selecționer pentru ca unii jucători să progreseze? Absolut. Eu fac din pasiune lucrul ăsta și din plăcere. Eu vreau să văd câte ceva la echipa pe care o am. Eu nu vreau să câștig niciun ban din care asta. Adică nu m-am apucat pentru partea financiară. Pur și simplu vreau ca echipele pe care le conduc să aibă personalitate. Să aibă un joc în care, indiferent de echipă, ca abordarea să fie la fel. Că momentele în care reușim să câștigăm cu 3-2, 4-3, alea sunt momente în care sunt cel mai fericit. Decât să fac un 0-0, mai bine pierd ca astă seară un 2-1. Din 3 meciuri de 0-0, prefer să am o victorie, o înfrângere și un egal. Mulțumesc și o seară bună.